O americană de 57 de ani a devenit prima femeie din Statele Unite care a primit o inimă artificială. Performanța a fost realizată de o echipă de medici ai Universității din Louisville și ai Spitalului Evreiesc din statul american. Pacienta care a primit o nouă inimă se afla în stare critică și nu ar fi rezistat fără acest transplant urgent. Inițial, organul artificial era unul experimental, creat pentru implanturi temporare, până când pacienții urmau să găsească un donator. Medicii au anunțat că operația a durat 8 ore, iar intervenția chirurgicală a fost un real succes. It took years of dedication, passion, compassion and the experts of many people throughout the world, U of L Health, the University of Louisville, scientists, researchers, nurses and physicians to make this happen. It's not often that we get to say I was there when I heard, when I saw, when I witnessed the team that made a miracle possible. Today marks a very special day to know that this is important for Louisville and for Kentucky and for the country and for the world. Pacienții care se confruntă cu boli cardiace biventriculare, unde atât partea stângă cât și cea dreaptă a inimii nu pompează sângele în mod adecvat, beneficiază de puține opțiuni de tratamente. Dispozitivul revoluționar creat de medici din Statele Unite este special conceput pentru a rezolva această problemă și pompează sângele în ambele camere ale inimii. We implanted the Aeson bioprosthetic total artificial heart into a 57-year-old woman from Kentucky who is suffering from severe biventricular heart failure during an 8-hour surgery. The Aeson heart is able to be a replacement for both ventricles, the main pumping chambers of the heart. Inima artificială a fost creată special pentru a putea fi implantată într-o cavitate toracică mai mică, precum cea a femeilor. În total, peste 3500 de persoane așteaptă un transplant de inimă în Statele Unite, iar 900 dintre ele sunt femei.